Colegi din Moldova, ce ne putem spune? Putem intra? De ce stăm în coadă aici? Nimeni nu răspunde. Tirurile sunt nevoite să aștepte mai bine de 10 ore pentru a efectua controlul vamal și a tranzita punctul de trecere a frontierei Albița. Șoferii sunt furioși, flămânzi și disperați pentru că nu mai pot ajunge la timp cu mărfurile la destinație. Eu personal vă zic că stau de la orele 10 seara. De aseară. Și până la moment am trecut, pe cuvântul de cinste, nu vă dau nicio... Am trecut doar undeva vreo 700-800 de metri. Din București, deci până aici, am făcut, vă dați seama, 6 ore, dar nici 6, dar aici am de la orele 10 ore. Sunt mai mult de 12 ore. Știți, au mai fost cărți, dar chiar ca azi, acum niciodată n-am fost. De la 4 dimineață. Câte ore sunt de atunci? Nu, de la 4, câte? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 ore. Și de ce a stat așa de mult la noi? Am venit să hotărâm aici să vedem în ce treaba și lucra numai un vameș. Numai un vameș, acela foarte încet, foarte încet. Am început să dăm, să ne grămădim mai mult, să am discutat și văd că acum s-a pornit. O jumătate de oră în urmă. Acum, abia acum? Abia acum. Acum au venit mai mulți vameși. Nu știu ce s-a întâmplat, s-a pornit o jumătate de oră în urmă. De unde veneați? De unde veniți? Unde trebuie să ajungeți? De la Târgu Jiu. La Rusia. Se pare normal? E normal? Da, cum poate fi normal? Normal când într-o jumătate de oră e trecut și ai uitat. Asta e normal. Dar 10 ore, asta nu e normal. Diagrame sunt câte mai câte, asta tot se duce și după aceea e capul nostru. Am prins rândul de la cântar. Dar am mers repede, un 4-5 ore. Dar nu ca acum 10 ore. Mai puteți? Mai putem. De cât stați? De cât timp stați? De la ora 4 dimineață. Ce s-a întâmplat? Nu știu, nu ne spune nimic, dar se vede că ați venit voi aici, că vamele noastre lucrează numai când vine televiziunea. Până acum am stat pe loc. Nu-i normal. De unde veniți? Unde trebuie să ajungi? De la Germania, trebuie să ajung la Moldova. Când trebuie să ajungeți la Moldova? Mai aveți timp? Nu întârziați? Păi acum aici s-a stricat și programul de lucru și tot s-a stricat, pentru că stau în... La coadă. Și s-a spus care este cauza? Nu s-a spune nimic. Stăm și atât, tot stăm. Uitați-vă și coadă, e de kilometri. Nu știu, n-o să aveți probleme cu șefii dumneavoastră că întârziați? Dar pe cum n-o să avem probleme? Să avem probleme. Și cu diagramele să avem probleme. Că aici strică și programul, nu te mai poți nici odihni normal, nici să faci pauză, nici asta-i. Stai și te miști cu încetul, asta-i. Chiar dacă se lucrează la capacitate maximă, coada se întinde pe o distanță de 4-5 km, iar polițiștii de frontieră fac față cu greu numărului mare de autotrenuri care tranzitează Vama Albița. Începând de aseară, un număr mare de automarfare s-a prezentat la ieșirea din țară la biroul Vamal de frontieră Albița, care termină o întârziere pentru cei din coadă a ieșirii din țară, dar nu avem ce face, noi lucrăm la capacitate maximă. Cred că relevant este numărul de 140 de tiruri care au trecut prin vama azi noapte. Deci nu sunt probleme, nu știu, de ordin tehnic sau de aparatură? Nu este nicio problemă de ordin tehnic sau de aparatură. Tot personalul vamal este la datorie. Singura problemă este că șoferii ies din țară prin vama Albița. Numai în cursul nopții, 140 de tiruri cu marfă au tranzitat vama. Cele mai multe au marfă perisabilă și se îndreaptă spre Republica Moldova și Rusia.